Salutare, salutare, verișanilor! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, ei bine, verișanilor, sincer vă spun, sunt foarte, foarte hyped și entuziasmat în momentul de față, pentru că, verișanilor, începând de mâine o să începem sezonul 2 din Survival cu Verișanii, la cererea multora dintre voi, frate. Deci am fost spamat și nu vreau să exagerez. Deci pur și simplu am fost spamat foarte, foarte mult în ultimul timp cu întrebări de genul: Andrei, cât vei începe seria? Vreau să încep seria, începe mai repede, dacă nu încep seria sau sezonul 2, te rup cu bătaia. Și acum, lăsând Caterinca la o parte, chiar am primit foarte, foarte multe întrebări și totodată multe propuneri. Și iată-ne, verășanilor, la sezonul 2, bineînțeles. Bineînțeles că și cel de-al doilea sezon o să se desfășoare tot pe DeepCraft, și anume pe serverul play.deepcraft.ro. O să găsiți IP-ul în descriere, bineînțeles, în caz de vreți să participați și voi. V-aș ruga să urmăriți acest episod până la capăt, pentru că o să vă fac niște anunțuri destul de importante. De ce nu mă bagă? Bine, n-am apăsat eu clipul. Am rămas și fără clipere, așa nu-i problemă. Deci ca să intrați și voi, bineînțeles, în SP, va trebui să intrați pe DeepCraft. Știu că majoritatea dintre voi jucați pe DeepCraft, sunteți deja înregistrați, deci nu cred că ar trebui să fie o problemă. Și după ce v-ați înregistrat și totodată logat, apăsați pe buzelul frumos și o să vedeți aici un bloc de gres pe care scrie YouTube. Dăm frumos aici. Aici sunt practic 3 secțiuni. Uite, văd a mea, a lui DeepCraft și a lui Sinner. Uite și Sinner 22. O să înceapă o serie din câte am înțeles cât de curând. Și după care, bineînțeles, o să dați aici frumos la Andrei Vere și o să vă bage. Momentan, până mâine dimineață, o să fie whitelist of. O să fie un formular pe care o să trebuiască să-l completați, vereșanilor. Și cam așa arată și spawnul. Un spawn excepțional din punctul meu de vedere. Bine, momentan nu se vede mai nimic din minunăția în sine, să zicem așa, realizată, atenție, de către Diana, și mulțumim foarte, foarte mult Dianei. Diana, dacă te uiți la acest episod, îți mulțumim din suflet pentru minunația asta de spawn pe care mi-ai făcut aici, mamă. Deci mie îmi place foarte mult cum a reușit să o facă, să vă arăt puțin și din afară. Uitați ce Dita mai cupolă, Dita mai cup, Dita mai cică, Dita mai cup, Dita mai cer, frate. Ești de bun, ăsta e pământul, ești, nu dai cu Diana. Oricum super, super tare și e cu tematică, nu știu, îmi place foarte, foarte mult cum l-a realizat. Bun, în minutele ce o să urmeze, verejanilor, o să vreau să vă spun și ce trebuie să faceți ca să intrați în serie. O să fie un mic formular despre care o să vă vorbim în minutele ce o să urmeze. Deci, practic, pe play.deepcraft.ro o să se ține și sezonul 2. Intrați frumos, vă logați și o să fie foarte, foarte frumos. Nu știu exact dacă DeepCraft a mai băgat ceva kituri. Uite, kit tools, cred că kit star mi se pare că e kit star. Că eu nu prea am jucat pe 1.13.2 și apropo, verișanilor, o să vorbesc acum cu DeepCraft, cu DeepCraft, să kit tools oare era sau kit tools, ia să vedem. Uite, kit tools, da. Am înțeles, deci sunt mai multe kituri, am înțeles. După cate, o tools, notch, color, firework, start și protecție. Ia să vedem kit protecție. Ia stăm. Deci încă nu sunt gata terminate, dar oricum o să primiți ceva la început, o să primiți o protecție sau poate chiar două protecții. Atenție, puteți să faceți și team împreună dacă aveți ceva prieteni cu care vreți să vă jucați, cu mare drag vă invit să jucați împreună. Deci practic am asta o să primiți la început, o să mai primiți o protecție și 30 de bucăți de mâncare. Dacă dai o GM1, mă gândesc puțin ce să fie, mi se pare că era cooked, uite, ceva în genul ăsta. Deci practic, sau nu știu, să zicem 32. Da, 32, cam asta o să fie și protecție emerald, protecție este un emerald, să zicem două protecții, cam asta o să fie ceea ce primiți voi la început. Aici sunt câteva sign-uri făcute de către Diana, zic că Gogu trebuie salvat, ok, animal pe cale de dispariție, nu mai zic nimic, atenție la Gogu. Aoleu, Diana, ești pe propria răspundere, o să vă arăt imediat ceva. Scăpat dragon răspunde la numele Gogu, am înțeles, și majoritatea timpului e. Ia ziceți, verișanilor, acolo în secțiunea de comentarii, o să pig eu jos sau nu? Și bariere, sunt bariere puse, o să vă distrați, voi alergăm pe aici, le spuneți prietenilor voștri că aveți supra puteri naturale, că aveți fly pe server, o să dăm și fly-ul abonaților, fly-ul episodului, pardon, unui abonat, bineînțeles că nu o să începem de mâine să filmăm. Da, cam așa arată și practic protecția este fix până aici, din câte știu, fix până aici, dacă nu știu dacă e chiar până aici, dar o să vorbesc cu DeepCraft ca să totul să fie protejat cât de cât spawnul, să nu fie probleme. Și practic de aici, de lângă apița asta, la costa, o să puteți face ce vreți voi. Nu știu dacă s-a încărcat, mamă, deci arată foarte interesantă harta.
Nici nu s-a generat pentru că nu s-a jucat mai nimeni pe artă, vă dați seama, deci doar ce a fost concepută și mulțumim foarte, foarte mult lui DeepCode pentru că și de această dată a decis să ne ajute, arată totul super frumos, vă arăt și puțin zona ca să vedeți cu ce se mănâncă, mamă, deci oricum, am văzut că avem animale, ceea ce e foarte bine pentru că știți prea bine că în primul sezon am avut probleme foarte mari cu animalele și bineînțeles că o să mai aveți acces la comanda să le spawn, o să vă dea aici frumos când o să intrați pe server, kiturile și cam asta e mare parte. Deci încă o dată mulțumiri multe lui DeepCode și Diane pentru spawn și DeepCode bineînțeles pentru sponsorizare și comenzi și chestii. Bun, acum vereșanilor, hai să schimbăm noi scena, nu știu exact dacă s-a schimbat, ia să vedem aici pe OBS. S-a schimbat, ok, perfect, îmi cer scuze pentru impedimentele astea. Deja filmăm de 5 minute, mamă, de sunt foarte, foarte hype. Am făcut de aici vereșanilor un mic formular, stați puțin să pun eu ăsta în bară. Bun, deci hai să-l mărim ca să vedeți și voi cu ochii voștri, să se vadă mai bine, să se vadă bine la cameră. By the way, mâine s-ar putea să ajungă și webcam-ul, deci abia aștept. Bun, deci, în primul și în primul rând, trebuie să vă spuneți numele sau să vă scrieți numele din Minecraft. Deci, să practic să faceți formularul ăsta, să-l completați frumos, o să-l las în descriere, îl copiați și după două puncte, nu știu, să zicem în cazul de față, la mine o să fie Andrei Vereș, da? Dar nu chiar așa, practic numele corect să fie, cum e la mine, spre exemplu, sau, nu știu, Twister719. Celălalt nume, celălalt consecundar. Uite, 3719. De ce vă doriți să intrați în serie? Aici trebuie să vă, nu știu, să spuneți motivul pentru care doriți să intrați în serie. Uite, îmi doresc să intru în serie pentru că vreau să mă joc cu Andrei Vereș. Am planuri mărețe cu, nu știu, în această serie. Vreau să fac cele mai epice construcții, ceva în genul ăsta. O altă perspectivă, sau o întrebare mai bine spus, destul de importantă, la care aș aprecia să, dacă ați răspunde cât mai sincer, pentru că persoanele care nu se răspundă sincer la această întrebare s-ar putea să nu intre în serie, indiferent de cât de bine ne-am înțelege. Vreau sinceritate din partea voastră, momentan, măcar la întrebarea asta, ce apreciați cel mai mult la mine ca și persoană? Chiar sunt foarte, foarte curios. Uite, îmi place mult de tine ca și persoană pentru că ești bun, pentru că faci la... Te joci cu abonații, pentru că ești cooperativ, nu știu, ce doriți voi, nu vreau să mă laud acum. 4. Să respectați următoarele reguli, fără troll, atenție, persoanele care doresc să facă troll sau împiedică pe alții să joace, vor fi sancționate, bineînțeles. Fără grief, bineînțeles, dacă intrați într-o protecție cu X sau Y și vă plăniți să faceți grief, veți fi automat banați. Fără coduri, atenție, de asemenea, există un anti-cheat pe server, există mai multe anti-cheat-uri și protecții ca să nu puteți folosi coduri, dar o să fie și persoane admin de pe serverul DeepCraft sau cei din staff, chiar și eu, atenție, o să stau cu Venișu și o să mă mai teleportez la voi. Și o să bag și o textură de X-ray, bineînțeles, ca să vedem dacă găsim persoane. Chiar ar fi tare să facem o serie, găsim banăm Vereșanii sau ceva genul ăsta, nu știu. Dar bine, nu prea aș vrea sincer, că totuși o să începem și seria de troll time, by the way. Bun, și 5 persoanele care intră în serie și au ca scop împiedicarea altora de a se juca, o să fie pedepsiți cu ban permanent, adică ban IP. Deci persoanele care intră pe serie și o să facă troll sau o să împiedice pe alții, gen o să se bage în față, dar bineînțeles, acum că faci la început puțin troll, nu contează. Dar că dacă se va repeta treaba asta, automat ban IP. Cam ăsta e formularul vereșanilor. Aici aș vrea să fiți cât mai sinceri, la nume să nu greșiți deloc. Acum 2, de ce vă doriți să intrați în serie? 4, neapărat trebuie să le respectați și 5, bineînțeles, e o regulă cu banul ăsta. Da, sper să nu fie cazul, adică până acum nu prea am banat de o persoană. Adică nu cred că ar fi o problemă așa mare. Sper că s-a schimbat scena, da, s-a schimbat. Da, bun, deci cam asta e mare parte, vereșanilor. Deci de mâine, atenție, de mâine, de la ora 9, o să puteți intra pe Survivor și o să vă puteți juca. S-ar putea să filmăm și eu dimineață, nu știu exact în funcție de timpul pe care o să-l am. Există, sincer, ceva șanse. Încă o dată, folosesc o textură, vereșanilor, destul de interesantă pentru 1.13.2, numită Faithful. O să vă las în descriere, se instalează foarte, foarte easy, de pe site-ul de unde îmi instalez și eu majoritatea texturilor. Și sper să vă placă. Aici avem un enchantment table, nu știu dacă avem acces, eu cel puțin am acces pentru că sunt operator pe secțiune. Și cam asta, avem și două ender chest-uri, da, mi se pare super interesant spawn-ul. Mamă, iarăși autojump-ul, mi-a dus viața la urină asta. Oricum, mi se pare foarte, foarte tare spawn-ul, sincer, cum l-a conceput Diana. Și nu vreau să exagerez, a lucrat la acest spawn, cred că undeva pe la vreo 4, minim 4 ore, lejer 5, cred că 4 ore jumate sau poate chiar 5. Aici o să punem persoanele, de fapt o să punem abonații care nu au posibilitatea sau nu au dorința de a intra să joace cu noi, dar cel puțin, nu știu, dacă o să fiți activi. Sau m-am gândit eu cel puțin să pun persoanele care comentează, care
comentează la fiecare episod. Să zicem, dacă postez 3 episoade în fiecare zi, aud și văd că persoana respectivă a comentat la acel clip, o să fie automat pusă pentru episodul respectiv. Și după care scoasă, bineînțeles, ca să încapă cât mai multe. Sau poate punem și deasupra. Încă ceva, deci acolo o să fie ieșirea, acolo o să fie un enchantment table dacă doriți să vă enchantați. Asta pe parcurs. Mi se pare că există ceva warp-uri, ia să vedem, warp. Nu se teleportă, da, nu există warp momentan, dar oricum dați le spawn și o să puteți veni să vă încetați dacă vreți asta, e optativă. Iar aici o să fie ceva reguli, bineînțeles, nu știu, o să mă gândesc eu pe parcurs, dar în principiu cam așa arată, mie îmi place foarte mult cum a ieșit, adică uitați-vă și voi, e mortal spawnul ăsta, îmi place mult cum a fost conceput. Hai să dăm un time set day. Deci aștept vereșanilor ca până dimineața, atenție, să-mi lăsați, să-mi practic completați formularul și să mi lăsați, atenție, în secțiunea de comentarii, că am uitat să vă precizez acest lucru. Deci nu pe Discord, nu pe Instagram, nu cum am făcut alții, pe în comentarii. Deci în comentarii frumos copiați ceea ce v-am lăsat eu, adică aici se vede scena. De ce nu se? What the fuck? Deci ceea ce v-am lăsat eu aici, completați frumos 1, 2, 3, 4, 5, eu o să mă uit peste fiecare și persoana căreia o să-i răspund, gen, o să răspund ceva în genul ăsta. Dacă, nu știu, să zicem eu las un comentariu, nu știu, să zicem că Andrei Vereș o să las un comentariu, da? O să-i las acceptat. Bun, gata, atât o să las și plus inimioară, bineînțeles, inimioară o să primească data mea. Deci, acceptat. Dacă o să vedeți, acceptați, înseamnă că ați primit whitelist și o să puteți intra. Sunteți deja intrați în serie. Și versiunea este 1.13.2, ca să ne înțelegem, bineînțeles. Deci, 1.13.2. Iar nu se vede, iar se vede Minecraft-ul. Mamă, mă disperă Minecraft, mă disperă, bă, băiatule, ești nebun. Mă disperă. Bun, cam asta a fost episodul vereșanilor. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Eu am fost Andrei și hai să ne jucăm Survival împreună, pentru că, sincer, am un chef nebun de a ne juca împreună Survival. O să fie super, super caterincă, credeți-mă. Aveți și textura, aveți și shader-ul și vă invit cu drag să ne jucăm, să facem o serie epică, o serie în care să ne distrăm, să facem cele mai epice construcții. Și nu uitați că o să încerc în fiecare seară când o să fac live, bineînțeles. By the way, o să ne jucăm și în timpul live-ului. O să și filmez, bineînțeles, seara, deci na, o să fie super tare. Eu am fost Andrei și noi, desigur, ne vom auzi data viitoare. Bye, bye!